După o mare pe Pompiliu Nedelcu, cu care s-a lăudat în cadrul ultimului Consiliu Prefectural cu măreața realizare de la tabăra de agrement Cerbul, numită pompos sala a sporturilor. Ce ar mai fi trebuit să spună Pompiliu Nedelcu este că această săliță de jocuri, care a înghițit peste 6 miliarde de lei vechi, a fost realizată cu firma consoarte și că lucrarea a fost plătită înainte ca ea să fie finalizată. O realizare deosebită este construirea sălii sporturilor de la Cerbul, o sală în care vor beneficia pe tot parcursul anului atât cei care sunt interesați să participe și să vină în vacanță la aceste stațiuni, este vorba de Căprioara, Cerbul și Vânătorul, precum și federațiile de specialitate sunt interesate pentru a-și desfășura cantonamente în această perioadă. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TV Arpej și Jurnal de Dâmbovița, Lucian Rădulescu continuă să susține că cei de la Chindia au erodat meritul sportiv. Președintele Chimiei Braz mai spune că gruparea târgoviștană nu îndeplinește nici măcar condițiile de licențiere, neavând 3 ani consecutiv ca membru afiliat la Federația Română de Fotbal. Chindia Târgoviște a luat meritul sportiv prin joc? Nu, a fost acceptat în Liga 3, nu a promovat de nimic. A fost acceptat în locul echipei FC Argeș 2, nu? Da, corect. Și eu atunci vă spun sincer că aș face o adresă către federație prin care să fac dovada că depun garanție 2 milioane de euro să-mi dea loc în divizia, în Liga 1. Atunci nu s-ar mai respecta nimic în țara asta, ar fi totul de bandadă totală, nu? Mâine vine un nei ca nimeni după stradă și spune, doamne, vreau să mi-am încincat echipă nouă și vreau să joc și eu fotbal. Gata, unde vrei, în Liga 3, în Liga 3, adu-mi. Nu, Federația Română de Fotbal, având loc liber prin retragerea celor de la FC Argeș, am verificat speța să văd, echipa India Târgoviște a fost lăsată sau invitată, mai bine zis, sau acceptată cererea de a participa în Liga 3. Dar asta nu îi dă dreptul ca să poată accede mai sus. Și eu nu înțeleg de ce președintele Crăciunescu a susținut de 2 săptămâni încoace că echipa a primit drept de promovare de la Comisia de Recurs. Eu încă o dată spun, eu nu vreau să mai vorbesc de vis-a-vis de domnul Crăciunescu, că am văzut că a făcut o declarație. Eu am respectat India Târgoviște, respect și rezultatele pe locul care se află, dar dânsul a dat o declarație acum vreo săptămână prin care spunea că Chimia vrea să-și vadă de ei pe teren. Eu n-aș vrea să fac o paranteză la ce m-ați întrebat dumneavoastră. Să zic de jocurile după teren. Chimia vrea să chiar și-a văzut de jocurile după teren. S-a văzut cu echipele prahovene, da? Ce rezultate a avut. Păi și Chindia unde nu și-a văzut de jocurile de pe teren? Nu, atâta vreau să spun. Chimia și-a văzut ca să-i dau un răspuns de jocurile pe teren. Și asta a demonstrat tot prin jocurile care s-a avut cu echipele din Prahova. Nimic mai mult. Iar vis-a-vis de ce spune domnul Crăciunescu, aveți hârtia, nu? Aveți hârtia de la Federația Română de Fotbal, că am văzut că a apărut hârtia și pe site-uri, prin care e clar că nu are drept de promovare. Dumneavoastră ați intrat în posesia acestui document, clubul Chimia Braz? Mă abțin, dar știu ce scrie în acea hârtie. Și ce scrie? Mă abțin, dar știu ce scrie în acea hârtie. Mai multe chestii, știu ce spune Comisia de Recurs, analizând cum cazul după ce disciplina a luat o hotărâre. Dar dânsul s-a grăbit. Eu spun că s-a grăbit. Nu vreau să intru în polemică cu dânsul, dar s-a grăbit înainte de a spune că a citit cu atenție ce hotărâre a luat Comisia de Recurs. Păi și acum susține în continuare că decizia e favorabilă Chindiei. Spune, dacă dânsul susține că este favorabilă, ce pot spune eu? Eu urez succes. Deci dacă dânsul spune... Bâlbâierile Chindiei la nivel organizatorii și al documentației sunt speculate la maxim de conducătorii marii rivale Chimia Braz, care își fac deja calcule pentru Liga a doua. Conform președintului executiv Lucian Rădulescu, gruparea prahoveană a înaintat un dosar de licențiere pentru a putea evolua la nivelul eșalonului secund. Dacă, iată, Chindia Târgoviște nu va avea drept de promovare, Chimia Braz îndeplinește condițiile de licențiere și de promovare în Liga a doua? Păi vreți să vă spun ceva vis-a-vis de Chimia Braz? 12 dosare am făcut pentru licențiere. Deci noi ne aliniem la standardele echipei de divizia la cel manual de licențiere am făcut. Că stadionul nu prezintă divizia, e altă treabă. Dar vreau să spun că manual de licențiere, noi am pregătit tot ce ar fi cerut pentru divizia. Și poate... Chiar am colaborat cu o echipă care a promovat anul acesta în divizia, care promovează în divizia. Și am făcut totul ca la carte. Poate Chindia nu va câștiga nici la Plopeni. Știu eu ce se întâmplă. Poate și Brazu nu câștigă cu Alexandria, nu? Și am văzut că tot timpul se fac fel de fel de speculații pe baza Chimiei Braz. Eu aș ruga pe cei din Târgoviște și în special pe cei de la Chindia Târgoviște să-și vadă treburile dânșilor. Însuși cu Târgoviște
dacă ar fi să o dăm pe cea dreaptă, FCM Târgoviște m-a încurcat. Gândiți-vă cu acele trei puncte, dacă nu și-ar fi apărat șansele, să spunem corect, echipa FCM Târgoviște, al domnului Zodic, unde era Chimia Braz. Deci nu și-a văzut de treabă. Deci, pentru mine e o anomalie ce se întâmplă, dar de fapt și în Prahova sunt asemenea probleme între echipele prahovene. Aveți niște speculații legate de meciul de la Domnești din a doua repriză, ați marcat 3 goluri în 5 minute. Mă bunește râsul. Vreți să vă spun, mă bunește râsul. Dacă ar vrea domnul Căciunescu sau cine, oricine cu speculații care le face, ce spuneți dumneavoastră pe acolo. Vă spun că am făcut niște schimbări la pauză care au lăsat mască. Am avut un copil în teren, un anume Șerban, care era al doilea meci în prima repriză, avea 15 ani, l-a făcut franjuri cei de la Domnești. L-am schimbat cu 5 minute înainte, pentru că după cum știu stau și pe bancă cu antrenorul, și până am intrat Arnăutu la pauză, pentru un joc excelent. Fală mare pe Pompilul Nedelcu la Consiliul Prefectural, unde a enumerat pompos mărețele înfăptuiri realizate ca șef al sportului dâmbovițean. Omul se laudă că a alocat și indemnizații de efort anumitor sportivi, cu siguranță luptători, cărora recunoaște că le-a cumpărat și saltele sau tabele electronice, dar uite să spună și valoarea investiției de aproape 600 de milioane de lei vechi. La sportul de performanță s-au organizat etapele județene, privind calendarul sportiv, din 29 de competiții s-au efectuat până acum din totalul de 87 la 13 ramuri sportive, iar un număr de 6 sportivi de performanță au beneficiat de indemnizație de efort în valoare de 900 de lei. Organizarea de competiție a fost cu caracter de selecție la nivelul juniorilor și copiilor, sau promovarea toleranței și fair play-ului, precum și prevenirea violenței și combaterea dopajului. Dezvoltarea relațiilor cu asociațiile județene pe ramuri de sport, creșterea gradului de îndeplinire a acestora la organizarea activităților sportive. În programul Sportul pentru Toți s-a urmărit organizarea de activități sportive și astfel am avut în perioada de iarnă Săniuța de Argint, care s-a desfășurat la Coibul cu Dor, trofeul Sportis, trofeul Dâmbovița, fotbal în sală, în care am avut 12 echipe, în jur de 180 de copii. În cadrul programului de întreținere a dezvoltării a bazei materiale s-a căutat ca la sala sportului să se modernizeze atât sauna, instalațiile sanitare, sala de protocol, precum amenajarea și modernizarea sub tribuna oficială a unei spațiu de birouri pentru a fi închiriate clubului sportiv Târgoviște. Achiziționarea unor materiale sportive pentru lupte, karate, respectiv saltele și tabele electronice. Accidentat foarte grav la capul meciului cu Plopeni, Răzvan Zegheru începe să își revină în plinitudinea forțelor, fiind folosit în partida de cupă cu Gloria Cornești. Lovit involuntar de George Bârsănel, Zegheru a suferit o comoție cerebrală, pierzându-și cunoștința o perioadă bună. Față de situația care a apărut în momentul în care l-am deplasat cu salvarea la Ploiești, ne-am speriat, credeam că va fi mult, mult mai grav, însă se pare că nu este chiar așa de grav, dar necesită o perioadă de recuperare. A venit la antrenamente, vine, participă, dar nu cu un efort susținut ca și până acum. Probabil și de teama și de grija, urmând ca săptămâna viitoare să mai facem alte investigații la Policlinică Particulară din București. Chiar dacă Gloria Conești a obținut doar o remiză în deplasarea de la Produlești, Nelu Radu este sigur că va câștiga meciul în urma unei contestații. Finanțatorul de la Conești spune că echipa din Produlești a folosit un jucător pe fals, lucru pe care îl poate dovedi în fața Comisiei de Competiții și Disciplină. Cei de la Produlești au folosit un jucător fals, Carnes. E greșeala lor, nu a fost nimic premeditat. Chiar din întâmplare am luat cei trei născuți care aveau 21 de ani și unul dintre ei se pare că nu e chiar cel care trebuia să fie pe Carnes. Laurențiu Erlich se descurcă de minune în Germania, acolo unde evoluează pentru echipa Hansa Dortmund. Tatăl tenismenului târgoviștean Sorin Erlich este mulțumit și de condițiile financiare de care se bucură Laurențiu. Îi merge bine și băiatului noastră, Laurențiu Erlich, și câștigă pe echipe în Germania. Da, într-adevăr a avut a patra etapă la campionatul ăsta pe echipe al Germaniei. În deplasare au câștigat cu 6-3, el câștigând și partida de simplu și dublu, contribuind decisiv la obținerea victoriei. Se descurcă bine în Germania, îi place acolo. Da, îi place, se pregătește bine și pot să zic că și financiar este mulțumit. Cam cât se câștigă acolo?
Păi pot să vă spun că ea are un contract pentru echipe cu Hansa Dortmund și pentru fiecare întâlnire, adică simplu, dublu, are 500 de euro. Niciunul dintre pugiliștii târgoviștenu nu a reușit să urce pe podiumul campionatelor naționale de juniori. Lipsiți de experiență, sportivii lui Nicu Tama și Gheorghe Radu au pierdut din primele meciuri fără a putea emite pretenții la medalii. Nici maestru Tama și nu a reușit să pătrundă la medalii cu sportivul său. Da, i-a fost foarte greu, ar fi fost foarte greu pentru că sportivul lui are și ceva mai puțină experiență. Au fost niște copii mai pomeniți la categoriile mari. El a făcut super grea. Și m-am uitat și eu printre altele la trageri la sorți. Bine, nu e nevoie să vorbesc eu, nu e bine că vorbesc eu, trebuie să vă spun el treaba asta. M-am uitat numai puști extraordinari. Nu sunt șanse cu un copil de 2-3 luni să te duci să iei medalie, dar noi suntem mereu învățați să sperăm și să facem ceva mai mult decât se poate.